ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. A avut loc festivitatea de absolvire a promoției 2021 Regele Mihai I, 100 de ani. Dărmăneștiul și-a premiat cuplurile care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie. Continuă asfaltările la Dofteana. Primăria Municipiului Oneș, Direcția de Cultură și Tineret, Biblioteca Municipală Radu Roseti și Cenaclul Literar Artistic George Călinescu au organizat marți 31 august un eveniment dedicat sărbătoririi limbii române. În aula Bibliotecii Oneștene a avut loc evenimentul intitulat Patria mea e limba română. Mai multe detalii urmăriți în minutele următoare. Deci, pentru faptul că înțelegi, găzduiește manifestările pe care le le. Mulțumim tare, tare mult! Îmi cer scuze că trebuie să mă retrag, dar vă urez mult, mult succes în continuare. Domnul Galben, vă rog să luați loc aici. Sunteți invitatul nostru. Poftiți. Doamna Iscu, poftiți și dumneavoastră. Vă rog, doamna președinte, vă rog frumos. Domnilor, bună ziua! Din nefericire pentru mine, sunt obligat să fac eu acest comptăraj. Persoanele care trebuiau să au alte probleme foarte importante și n-au reușit să ne facă acest gest. De aceea vă doresc sau vă urez bine ați venit și vă rog să îngăduiți ca să putem desfășura activitatea aceasta închinată unui eveniment deosebit care este Ziua Limbii Române. N-aș vrea... Da, sunt total nepregătit, v-am zis. N-aș vrea să începem acțiunea noastră fără a vă aduce la cunoștință că am dat titlul acestei manifestări după expresia lui Nichita Stănescu, marele înaintaș, marele poet, care a spus că patria este limba română. Patria lui este limba română, așa cum este și a noastră. Aș fi vrut să vă citesc ce a spus Nichita până la capăt, dar întrucât nu am ochelari, mergem mai departe și rog pe domnul profesor Umanu să deschidă lucrările, amintindu-vă dumneavoastră și dumneavoastră să amintiți mai departe că limba română s-a format într-un spațiu larg, cu foarte multe valențe și că dacii, strămoșii noștri, au avut limba lor, că romanii n-au fost decât cotropitori, așa cum au fost, nu vă mai spun cine, ca să nu cumva să mă dea afară ce ne au, sau cum se numește asta, așa, și că este de datoria noastră să ducem mai departe dacismul, dacismul. Ca în fiecare an, în piațeta orașului Stațiune Târgu Ocna s-a desfășurat festivitatea de absolvire a promoției 2021 Regele Mihai 100 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar. Dat fiind faptul că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al României, promoția de absolvenți din acest an a primit denumirea onorifică promoția Regele Mihai I 100. În semn de omagiere a acestei personalități istorice.
La acest eveniment au fost prezenți magistrat Răzvan Horațiu Radu, secretar general al Ministerului Justiției, comisar de poliție penitenciară dr. Dan Halkin, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, directorul Direcției Management Resurse Umane din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, comandanți și directori ai instituțiilor de învățământ militar, reprezentanți din ierarhia bisericească și ai clerului de penitenciare și din comunitatea locală, reprezentanți ai autorităților locale, directori ai unităților penitenciare, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și ai Asociației Internaționale a Polițiștilor, precum și colaboratori ai școlii. Mai multe detalii urmăriți în minutele următoare. Stimate domnule secretar general al Ministerului Justiției, stimate domnule director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Preasfinția voastră, Părinte Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preacucerii Sfărinți, stimate domnule primar, onorată asistență, doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi, vă urez tuturor bun venit la festivitatea de astăzi, în zi de sărbătoare pentru școala noastră, ziua în care o nouă promoție de absolvenți se pregătește să fie primită cu emoție și mare încredere în sistemul penitenciar românesc, în marea familie a Poliției Penitenciare. Evenimentul de astăzi ne bucură cu oaspeți de seamă, pe care cu aleasă considerație îi salutăm. Ne onorează participarea pentru prima dată alături de noi a domnului magistrat Horațiu Radu, secretar general al Ministerului Justiției, și vă asigurăm că prezența domniei sale la festivitate reprezintă un motiv de mare mândrie pentru noi, dar și confirmarea certă a faptului că școala noastră se bucură de interesul și aprecierea Ministerului pe care îl reprezintă, iar noi, cei de la Școala Națională, suntem conștienți că prezența dumneavoastră, domnule secretar general, ne bucură și ne obligă să fim de fiecare dată mai buni și mai performanți. Cu aceeași bucurie salut prezența la evenimentul de astăzi a domnului comisar de poliție penitenciară dr. Dan Halkin, care revine alături de noi în onoranta postură de director general al Administrației Naționale a Penitenciarilor, ocazie cu care îi mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și atenția pe care le acordă școlii noastre. Și pentru că aminteam de oaspeți special, care se află astăzi alături de noi pentru prima oară, vă rog să-mi permite să adresez un călduros salut Preasfinției sale, Părintele Emilian Crișanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, căruia îi mulțumesc în mod deosebit pentru implicarea și grija cu care s-a apropiat de elevii și personalul școlii din cadrul structurii de învățământ de la Arad, oferindu-le de fiecare dată, când a fost chemat, arhierească binecuvântare și părintească îndrumare. Salut cu căldură și deosebit respect un alt oaspete foarte drag nouă. Este vorba de domnul colonel în rezervă Ioan Grefu, primul comandant al Școlii Naționale, cel care, cu determinare, curaj și consecvență, a gândit și a realizat înființarea acestei instituții aici, la Târgu Ocna, în urmă cu 24 de ani. Cu această ocazie, îl asigurăm încă o dată că noi, cei ce suntem aici și cei ce ne vor urma, ne vom asuma întotdeauna cu convingere misiunea supremă de a duce mai departe cu onoare și responsabilitate viziunea îndrăzneață a celui care a pus în acest loc minunat bazele Școlii Naționale. Ca semn de deplină recunoștință și de supremă apreciere din partea tuturor celor care au activat și s-au format în această prestigioasă instituție de-a lungul tuturor timpurilor, conducerea școlii a luat decizia ca parcul cu teatru de vară din cadrul școlii noastre să poarte onorific numele celui care a contribuit decisiv la înființarea instituției de învățământ în care noi activăm. Locație care va purta numele Parcul Colonel Ioan Grefu. Apartenența Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna la Marea Familie a Școlilor de Învățământ Preuniversitar Militar este incontestabilă. Fapt constituit încă o dată, la finalul anului 2020, prin înființarea rețelei Școlilor de Învățământ Militar din România, ca formă de cooperare instituțională modernă, la care școala noastră, alături de alte 6 școli similare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, este membru fondator. Drept pentru care salut cu deosebită prietenie pre reprezentanții instituțiilor mai sus menționate, prezenți astăzi alături de noi, pe directorul școlii de agenți de poliție de la Câmpina și locțitorii comandanților școlilor de subofițeri de jandarmi de la Fălticeni și de la Drăgășani. În aceeași notă a bunelor și onorantelor parteneriate de colaborare pe care instituțională se înscrie, desigur, și relația specială pe care școala noastră o are cu Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București,
reprezentat astăzi la festivitatea de absolvire de către domnul comisar șef de poliție Mihai Gheorghe, director general administrativ al Academiei. Îl salut cu ales respect și cu această ocazie transmit cele mai sincere urări de bine conducerii prestigioasei instituții pe care astăzi o reprezintă, precum și întregului corp profesional academic, asigurându-i totodată de întreaga noastră disponibilitate pentru continuarea și dezvoltarea bunelor relații de colaborare. Onorată asistență, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna se prezintă în fața dumneavoastră astăzi cu încă o promoție de agenți de poliție penitenciară. 260 de tineri excepționali, bine pregătiți și nerăbdători să-și dovedească buna valoare personală și profesională în misiunile specifice sistemului penitenciar. Sunt cei care, cu un an în urmă, își lăsau acasă familia, pe cei dragi, prietenii și locurile iubite și porneau pe un drum necunoscut și plin de provocări, dar încrezători și plin de entuziasm, cu dorința firească de a-și face un rost în viață, de a-și ușma destinul. Astăzi, după ce au parcurs cu determinare și sacrificiu un proces de pregătire profesională destul de anevoios și solicitant, se prezintă în formația de absolvire mândri, demn și plin de încredere pentru un nou început, cariera de polițist de penitenciar. Noi, cei care le-am fost dascăl și îndrumători un an de zile, suntem aici alături de ei pentru a confirma cu toată convingerea că absolvenții pe care îi priviți astăzi sunt agenții de poliție penitenciară de care sistemul penitenciar are nevoie. Să confirmăm încă o dată că cei din fața noastră sunt buni români și buni cetățeni, caractere puternice construite cu convingere într-un sistem de valori în care credem cu adevărat. Umanism, profesionalism, integritate morală, spirit de echipă. Stimați profesori, dragi colegi, profit de această frumoasă ocazie pentru a vă adresa sincere mulțumiri pentru ceea ce ați realizat împreună cu promoția care astăzi absolvă cursurile școlii. Vă felicit și vă apreciez sincer pentru spiritul de sacrificiu, determinarea și consecvența cu care ați rămas fideli și aprinși susținători ai principiilor pe care școala noastră le promovează. Suntem conștienți cu toții că fără voi, fără dăruirea voastră, fără căldura și pasiunea voastră, școala nu ar fi decât un loc cu ziduri reci și fără suflet. De aceea, astăzi, în moment festiv, vă mulțumesc vouă tuturor pentru tot ceea ce face zi de zi pentru Școala Națională, pentru elevii noștri și, nu în ultimul rând, pentru întregul sistem al poliției penitenciare. Desigur, un gând special de mulțumire se îndreaptă astăzi către colegii noștri de la structura de învățământ de la Arad, profesori și îndrumători destoinici și dedicați, care prin profesionalism și dăruire reușesc an de an să asigure pregătirea elevilor noștri școlarizați la Arad la standarde similare celor de aici din Școala Națională de la Târgu Ocna, iar faptul că pentru al doilea an consecutiv dau școlii șeful de promoție este încă o confirmare a nivelului de excelență la care se ridică procesul de pregătire de acolo. Dragii noștri elevi de ieri, dragi absolvenți de astăzi, stimați polițiști de penitenciare de mâine, împărtășim cu voi astăzi bucuria absolvirii, finalul unei etape importante din formarea voastră ca buni profesioniști, care devine totodată și un bun început pentru cariera pe care ați ales-o. Este incontestabil faptul că odată ce veți începe activitatea în penitenciarele în care ați fost repartizați, aveți avantajul de a fi pregătiți pentru a face față provocărilor pe care noile locuri de muncă vi le vor aduce în cale. Să nu uitați însă că aveți și responsabilitatea de a fi modele de profesionalism pentru cei care vă vor fi colegi. Începând de astăzi, sunteți agenți de penitenciare, dar sunteți și agenți ai schimbării. Să nu uitați niciodată că ori de câte ori veți fi puși să acționați sau să luați decizii și veți avea îndoieli, să faceți așa cum ați învățat aici la școală și cu siguranță nu veți da greș. Amintiți-vă ce v-au învățat profesorii voștri și transmiteți ceea ce cunoașteți mai departe colegilor cu care veți lucra. Pentru că fie că vă doriți sau nu, în foarte scurt timp, veți deveni voi mentori pentru noi agenți de poliție penitenciară care vi se vor alătura în curând. Aveți grijă ce modele vă alegeți în viață și în profesie, pentru că sunteți la început de drum și tentațiile nu vă vor ocoli. Rămâneți demni și integri orice ar fi. Rămâneți cinstiți și profesioniști în orice context, pentru că numai așa vă asigurați liniștea și obținerea de rezultate profesionale remarcabile. Noi, școala, ne-am făcut datoria. De acum înainte, vouă vă revine întreaga responsabilitate pentru ceea ce alegeți să deveniți. Și totodată, trebuie să fiți bucuroși că, începând de astăzi, nu mai sunteți singuri, nu mai sunteți individualități.
ci sunteți partea unui sistem, partea unei familii, care vă va fi întotdeauna pavăză și sprijin în ceea ce aveți de înfăptuit cu profesionalism și demnitate în numele umanismului și misiunii sociale pe care v-ați asumat-o. Acum, la momentul absolvirii, afirm cu convingere că și această promoție va face cinste poliției penitenciare căreia se alătură. Drept pentru care, dragi agenți de poliție penitenciară, vă felicit pentru absolvire, pentru gradul profesional obținut și vă urez mult succes în activitate și în viața personală. Vă mulțumesc! Continuă asfaltările în Dofteana, care rămâne un adevărat șantier. Multe lucrări s-au finalizat, unele abia au început. Profitând de vremea bună, primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, a urgentat demararea lucrărilor. Locuitorii de pe strada Cărpiniș pot răsufla liniștiți. Pentru prima dată, drumul lor a fost asfaltat. Detalii în minutele următoare. Mar, suntem pe strada Cărpiniș, foarte multe utilaje, foarte mulți muncitori se asfaltează. Da, vreau să vă spun, acest drum face parte și din alte 3-4 străzi, care la rândul lor, cred că în componență face 4,5 km până de asfalt, de drum modernizat, inclusiv canalizarea apelor pluviale pe care o vedeți dumneavoastră. Dar să vă dau explicații destul de clar. Deci, așa cum vedeți, sunt niște uliți, nu este un drum atât de mare, dar este foarte important pentru cetățenii de aici din zonă, pentru că fiecare și-au modernizat casele, fiecare și-au făcut baie, fiecare și-au făcut tot ceea ce e necesar, strictul necesar unei localități, unei gospodării. Dar esențialul, lucrăm din luna martie, este poate cel mai dificil drum pe care l-am putut face de când sunt în funcție de primar din 2008, pentru că nu poți lucra. Lățimea drumului este de 2,80 m plus rigola pietonală de 70 de cm, deci până în 3,50 m este lățimea acestor uliți. Dacă vedeți dumneavoastră că acum basculează mașina cu mixtură asfaltică, care se strecoară destul de greu pe o lățime de 2,80 m, ca atât încape, fără acea rigolă de scurgere a apelor pluviale. Vă repet, deci acest drum face parte dintr-un ciclu de drumuri, și anume strada Saratu, strada Cărpiniș și strada Pinului din satul Dofteana. Toate însumează 4,5 până în 5 km, inclusiv acostamentele, inclusiv scurgerea apelor pluviale. Costul este de 20 de miliarde, vă vorbesc în bani vechi. Licitația a fost ținută în anul 2020, câștigată în iarna anului 2020-2021 de o firmă care este destul de bună și cu oameni destul de harnici și pricepuți. În aceste condiții sperăm ca până la data de 15 septembrie să încheiem toate aceste drumuri și să putem să-i dăm drumul la circulație pe aceste uliți. Care ar fi fost termenul de finalizare? Văd că se lucrează în ritm alert. Termenul de finalizare ar fi fost, cred că, 1 august, dar s-a întârziat datorită vremii nefavorabile de fiecare dată, că aici nu poți ca să intervii, nu ai cum. S-a scarificat drumul, s-a scos peste 30 de centimetri din zestrea fostului drum de utilitate comunală, s-a pus înapoi piatră concasată, s-a cilindrat, s-a compactat, s-a pregătit terenul pentru modernizarea cu mixtură asfaltică. Cu alte cuvinte, estimați că până la sosirea sau la sosirea frigului, intrarea în toamna propriu-zisă, avem terminat, finalizat drumul aici? 100%. Dar între timp am modernizat și alte drumuri, drumul care face legătura dintre DN12A și Parcul Petrol Dofteana. Am modernizat și reparat tot acest drum, 149, în zona centrului satului Cucuieț, undeva la Melinte Gheorghe. Iar de aici, în momentul când terminăm, ne mutăm la Bogat, acolo unde este intersecția cu DN12A, unde vom escava acele plăci de beton, vom face o parcare în zona respectivă și vom unifica drumul Bogata cu DN12A. Din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, profitați din plin de vremea bună și să mai finalizați din lucrări. Da, profităm din timp de vremea bună, dar oricum sunt și alte lucrări, chiar dacă vine timpul un pic răcoros, până la 15-20 noiembrie putem lucra, căci în următoarele zile, dacă nu chiar maximul până la data de 10 septembrie, vom începe
construirea unui pod mai sus de primărie, pe strada Păcii, zona unde mergem către Biserica Veche, strada Biserica Veche, unde vom demola podul respectiv și vom construi un nou pod în regim de urgență, ca până la 1 decembrie să fie dat și funcțional, că acolo este cimitirul ortodox în întreaga localitate, inclusiv Biserica Doidofteana. Zilele trecute, conducerea administrației publice locale a orașului Dărmănești, în cadrul festiv, și-a premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Aceștia au primit diploma de model de viață chiar din partea primarului orașului Dărmănești, Constantin Toma. Detalii în minutele următoare. Salut pe toți! Mă bucur tare mult că ați venit astăzi aici alături de noi. Noi ne-am propus să facem evenimentul fața primăriei, dar se pare că vremea se schimbă și atunci am zis să stăm în liniște aici, să nu avem niciun fel de probleme. Vă propun ca să începem cu o slujbă de mulțumire pentru faptul că Dumnezeu v-a hrăzit să fiți împreună atât de mulți ani și, sincer, cred că este un dar de la Dumnezeu să poți să conviețuiești 50 de ani cu consoarta. Aș vrea să vă spun că în sală avem niște oameni extraordinari și pe măsură ce timpul ne permite, vă voi spune și despre cine este vorba. Îl prezint doar pe domnul subprefect Narcis Citaru, care este astăzi alături de noi, să vă transmită un lucru. Am întârziat împreună câteva minute pentru că venim de la Bacău, de la o ședință cu premierul României. Printre altele am discutat și de resurse financiare pentru dezvoltarea comunității noastre. Poate că de-aia am întârziat un pic, dar mă bucur că am reușit să ajungem la timp. Dăm cuvântul părinților și rugăm să ne facă o slujbă de pomenire și de mulțumire. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu de bună mireastră, duhovnicească, pe care ai primit-o jertfenicul tău cel mai presus de cer, trimite nouă harul prea Sfântului tău Duh. De precizat este faptul că la acest eveniment a fost prezent și subprefectul județului Bacău, Narcis Citaru, care a ținut să-i felicite pe seniorii Dărmăneștiului pentru modelul de viață pe care îl dau tinerei generații. Detalii în minutele următoare. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, stimate oficialități, iubiții noștri, fii duhovnicești și frații în Hristos, iată-ne la un moment de înaltă bucurie și emoție în același timp, pentru că avem în față aceste modele, de fapt, pentru noi toți, și anume acele familii care, iată, au străbătut jumătate de secol împreună, și au lăsat în urmă ceva de care, sigur, nu mă îndoiesc că sunt și sunteți mândri. Sigur, căsătoria este o taină. Viața de familie este o jertfă. Este o promisiune
sau o făgăduință de fericire, dar și o, sigur, încercare în același timp, o angajare la jertfă. Și frățiile voastre ați trecut prin acestea și ați trăit, sigur, toate acestea de care noi vă vorbim. N-ați călcat acel jurământ pe care l-ați făcut la taina comuniei cu 50 de ani înainte. Sigur că regret că n-am cununat pe nimeni religios, pentru că eram încă elev la seminar, dar pe mulți din frățile voastre, sigur, sau mulți dintre frățile voastre ați făcut și acea cununie de aur, așa zisă, rugăciune de mulțumire, după 25 de ani și iată-vă acum la 50 de ani. N-ați uitat acel jurământ pe care l-ați depus pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, că veți construi legătura între frățile voastre în familie curată, cinstită, neîntreruptă, dreaptă, până la mormânt, și că nu vă veți abate niciunul, nici altul de la datoriile care vă revin. Așa ați făcut. Spuneam că rămâneți niște, și sunteți, de fapt, niște modele pentru familiile din toate timpurile și mai ales pentru familiile tinere care se întemeiază actualmente, pentru că, sigur, nu a fost ușor nici frăților voastre, dar nici familiilor actuale într-o lume secularizată și desacralizată, care se, sigur, luptă cu diverse greutăți, crize, cum le spunem noi. Există totuși o criză și spirituală și morală, care crize care lovesc viața de familie, chiar și criza economică, dacă putem spune, pentru că, iată, multe dintre familiile tinere, pe ce se cunună la noi în biserică și în bisericile noastre, sigur, sunt nevoiți ca unul să plece în vestul Europei, altul să plece, nu știu unde, la două, la câteva mii de kilometri, sau împreună, sigur, în același loc, dar totuși nu sunt acasă și totuși își mențin, sigur, legătura de familie sudată și, sigur, binecuvântată de Dumnezeu prin taina cununiei. De aceea vă mulțumim că ați ajuns aici și că rămâneți modele pentru familiile tineri. Mulțumim domnului primar și tuturor organizatorilor care, iată, nu v-au uitat nici această dată, de fapt, nu știu, suntem în al nu știu de câte an, când, sigur, Consiliul Local, în frunte cu domnul primar, face acest lucru și spuneam domnul primar în trecut să aibă răbdare să mă aștepte și pe mine peste vreo 7 ani, dacă ajung. Da. Mulțumim tuturor și vă urăm multă sănătate și de acum la 75 de ani de căsătorie. Da? Doamne, ajută la toată lumea. Vineri 10 septembrie, cerul se menține parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Sâmbătă, 11 septembrie, cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pe pagina de Facebook Acum TV Kid.